Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Ce bună e apa! Bă, astăzi facem Q&A, n-am mai făcut, deci n-am, cred că de un an, nu n-am mai făcut asta, și ce zic, acum nu mai știai ce să postez, da, bă, după un an facem Q&A. Am aici totul profesional, așa ca la carte, am aici chiar o lumină profesională, dacă mă uit așa la ea, zici că vă raiu, știi, gen, mă privesc așa în rai, știi, de mă dor ochi, așa, de mă ajutor, mai văd. Voi probabil credeți că aceasta este expresia mea facială naturală, dar nu este așa, de fapt este așa, dar eu mă chinui să stau așa, că nu văd nimic la lumina tot. Am pus pe comunitate pe YouTube, acolo se vadă toată lumea să-mi pune întrebări, nu uitați să activați clopoțelul, să vedeți mereu videoclipurile și să le citesc acum, sunt undeva la 3000 de întrebări. Prima întrebare, desigur, a iubită, mă, acum... A venit un punct al vieții mele în care efectiv conștientizez, da? Sunt conștient de faptul că nu pot să leg așa o legătură sufletească cu o persoană de sex feminin. Nu pot! Sunt prost rău, nu pot! Glumesc, am răspuns retoric la întrebare. Dacă era să răspund serios, ei bine, da. Da, am iubită, chiar am, o țin chiar aici. Pe unul pe părul meu, pe trei monitoare. Mi-am luat unul special numai să fie trei, să văd de trei ori. Cum te cheamă cu adevărat? Ei bine, pe mine mă cheamă Luci. Mama spune Lucian când e nervoasă. Toată viața mea a fost poreclit Luci Buci Muci. Sau Luci Buci. Nici măcar nu e corect, Luci Buci. Și nici Luci Buci, pentru că e Luci, știi? Și nu fost, mă rog, copii proști, mă jurau pe mine. Să-i bat acum. Te consider cel mai bun vlogger din România. Măi, acum sunt pe categoria acești vloggeri buni. Bă, fiecare acum evoluează pe ce vrea, fiecare e bun pe ce vrea. Sunt unii buni pe edit, alții pe relațiile cu oamenii, alții sunt buni să facă content foarte prost. Eu nu sunt bun la nimic. Eu nu pot să fiu serios, asta e chestia. Nu pot, adică dacă ar veni așa o campanie de aia, nu știu. Băi, Snic, fii serios. Cheamă lumea la vot. Țara depinde de tine. Eu ce să fac? Hai toată lumea să votăm. Hai să votăm. E important, veniți la vot. Haideți. Cine nu vine la vot, îi dau așa cu palma că te fundureți. Na, cum te bătea maică dacă n-aveai 7 ani. Na. De ce te-ai mutat la Iași și nu la București? Mamă, întrebări serioase de oameni serioși. Mamă, mi-ar fi și rușine să nu răspund serios. Ideea e că eu de-a lungul timpului am fost de o grămadă de ori în București, a terminat cu trenul. Băi, câte ore am eu pe tren, n-aveți voi ore la școală, bă, n-aveți ore de viață, bă. Deci jumătate din viața mea e petrecută în gări și în trenuri. Atât. Într-adevăr, au fost o grămadă de oameni care mi-au sugerat, măi, Snic, ești YouTuber, măi, du-te la București, măi, București dă oportunități, mă, București te face om, mă. Măi, la București se învârte bani, măi, Snic, măi. Și am zis, desigur, mă duc în Moldova acolo, spre Rusia. Mă duc la Iași acolo. Că dacă scuc acum pe geam aici, mă, Chișinău și un pic mai departe, dacă mă întind așa, văd Rusia. Oh, mi s-au închis monitoarele, ce ocazie bună de a bea un pic de apă. A, ce mă dur amigdal de... Bă, am răcit foarte tare. Am răcit foarte, foarte tare. Am stat cu transpirație, vedea, m-am trezit noaptea, visam, aveam vedere. Bă, nebunie, mă. Ca să-ți răspund la întrebare, micul meu pionier, București mi se pare un oraș foarte grăbit și nu mă regăsesc, eu fiind un leneș. Sunt un leneș notoriu, nu pot să mă grăbesc mereu. Mă înțelegi? Și da, aici am venit așa mai la liniște, mai la Moldova, că nu poți să scoți moldoveanul din Moldova, dar nu scoți Moldova din Moldova, știi cum e. Ce înălțime ai? Ce întrebare delicată pentru un om mic ca mine. Mă, cred că am 1,76 pe acolo. În rândul băieților sunt un minion, e adevărat cum ar veni. Dar când eram eu mai mic, acum vreo 2-3 ani, bă, nu știu, fetele mai găteai o fată, știi că nu erau așa înalte, bă, dar acum... Ai de capre, bă, așa, cămile de-alea, dromaderi, bă, numai fete la 1,80, 1,82, 1,85, 1,90, handball, 2,02, bă, nu găsesc nimica. Asta e, eu sunt destul de înalt pentru media din România, cum ar veni, sunt ok. Am o complexe cu înălțimea mea, dar încep ușor să-mi dau seama că e bine și că dacă eram mai înalt, mă schimba, nu mai eram așa de... cum sunt acum, știi? Adică și înălțimea te ajută la personalitate, că dacă ai, nu știu, să zic 2,75, da? Și stai cu capul ta acolo, vrei zici o glumă, nu ești așa amuzant, că nu te aude toată lumea, știi? De ce nu mai ai permis de conducere?
ce întrebare și mai delicată. Ar trebui să mă urmăriți pe Instagram ca să știți de ce nu mai am permis de conducere. Așa că dați un follow la Snipuleți chiar acum, link în descriere. E o poveste foarte, foarte complicată, dar foarte, foarte amuzantă. Era o foarte frumoasă seară, trebuia să ies cu cineva pe afară. Ca să înțelegeți de pe acum, eu nu sunt genul de om care să meargă repede, să încalce regulile, să nu. Deci, nu, eu nu fac asta. Eu chiar sunt foarte slow, așa, pe treabă, cu muzicuța, foarte încet. Veneam dintr-o seară, dintr-un pasaj, așa, bum, frumos, și la un moment dat era o trecere de pietoni, da? Eu veneam așa, trecerea aici, era un semafor pe care era, la un moment dat, făcuse verde pentru mine. Dar pe acea trecere de pietoni era un moșulică care era foarte amețit sau, mă rog, era în orice altă lume, cu 7 chakra, 8 chakra, știi? Era foarte, mergea foarte încet. Eu aveam verde, dar l-am lăsat să treacă pentru că sunt un bun samaritean. A durat ceva să treacă și la un moment dat, un pic mai în față, voiam să fac stânga cum ar veni, dar eu, nefiind din Iași, am observat mai încolo, după ce mi-a spus poliția, că mai era un semafor. Ei bine, acel semafor era așa agățat pe o chestie, așa, știi, ca la circ, era agățat așa, hop, hop, semafor, așa, știi, că dacă le împingeam un pic așa, făcea semaforul, știi, se legăna cum ar veni. Presupun eu că dacă aveam verde aici, aveam verde și acolo, dar cum am așteptat să treacă acest moșulică, s-a făcut roșu acolo, eu nu știam de semaforul acela. M-am oprit, am semnalizat, chiar m-am uitat după semne, am zis, bă, trebuie să fie un cedează pe aici sau un stop. M-am oprit, am semnalizat, lasă mașinile să treacă, cum ar veni, era 10 seara, erau vreo două mașini. Le-am lăsat să treacă, m-am asigurat stânga, dreapta frumos, m-am asigurat din nou stânga, dreapta, pentru că de obicei nu văd prea bine. Nu trebuia să știe poliția asta. Întorc și fac stânga, v-am să-mi parchez mașina la Spitalul Spiridon din Iași, dacă știe lumea. Bun, și la un moment dat, când îmi parchez mașina, văd o poliție în spate, zic, bă, aiurea, mă, cred că aici au fi sediu de poliție, că n-are cum să fie poliția în spatele meu. Mă cumprește mașina de poliție în spatele meu, îl văd că vine, mă gândeam, bă, o fi un control de asta de noapte, nu-i nicio problemă, am toate actele, am totul ok la mașină, și bate în geam și zice, bună seara, ați trecut pe roșu? Și eu mă uit și eu așa la el și zic, am trecut pe roșu? Și zice, da, ați trecut pe roșu. Și zic, wow, cum am trecut pe roșu? Puțin story time, hai că puțin story time. Am încercat să dau like cu pumnul și am spart monitorul. Și am încercat odată să mângâi o fată cu astea două monturi. Nu știu de ce, nu mi-a mai răspuns vreodată. Habar n-am. Mi-a zis ceva de o vânătaie, spital, fetele astea. Nu le înțeleg. La ce facultate ești? Sunt la design grafic, îmi place, e fain. Teme multe, asta îmi place, dar e fain. Îmi place să vă faceți temele copii. Acesta este un canal educativ neapărat. Temele sunt foarte bune, vă fac oameni. Când mai postez Minecraft? Ei bine, urma să vă zic că pe, mă rog, un anunț foarte trist, s-a închis seria de Minecraft pe acest canal, dar o voi continua pe canalul secundar de YouTube, să aveți acolo link în descriere, Snipuleți, canalul meu de live-uri, o să fac de acum de luni înainte live în fiecare zi sau sper. Cu Omega facem și cu Minecraft, facem Caterinca, facem acolo, să dați un subscribe acolo, Doamne ajută, și continuăm acolo seria. N-am plecat de acasă. N-am plecat de acasă. Am fugit, m-am luat afară, n-am plecat eu. Deci m-am dus să nu te mai văd. Pleacă, fă o facultate, descurcă-te. Nu mai stai acasă. Și de aici vine, da, m-am scris la facultate. Da, am apartament aici, desigur. Am plecat de acasă, da. Cum e viața singură? Wow, este fascinantă. Trebuie, m-am întors acum vreo câteva milioane de ani în care trebuie să vânez eu mâncarea. Da, am o pisică aici, pam, o vânez. Nu mănânc pisica. Pun pisica să vină de altceva, să mănânc și eu. E greu cu mâncarea. Cam asta, e greu cu mâncarea. Cu mâncarea și cu spălatul vaselor. Cred că ăsta e cel mai greu lucru. Vasele astea, cred că vasele, cel mai greu. Vasele și după mâncare. Dacă ai vasele curate și tot nu știi să-ți faci de mâncare, știi, la un moment dat găsești cumva să-ți faci de mâncare dacă ai vase. Dacă cum n-ai vase pentru că sunt murdare și sunt în toată chiuveta, chiar nu poți să-ți mai faci de mâncare, chiar dacă știi sau chiar dacă nu știi. Când te însori? Acum că ai zis asta, nu cred că mă mai însor o dată. Adică dacă nu puneam întrebarea, poate se întâmpla așa, bă, din greșeală. Bum! Te mai însori așa, știi, din greșeală. Ești o fată, te treci deodată la biserică, ai jurat iubirea mea de viața, după te trezești și zici, mamă, eu a fost un vis și de fapt nu. Ai doi copii în camera ta care plâng pe acolo că vor de mâncare. Bă, asta se mai întâmplă, din greșeală.
Dar acum că chiar mă gândesc la asta, nu mai am nicio șansă să mă însor. Ai o mamă? Desigur. Și nu am una singură. Am câte una pentru fiecare zi a săptămânii. Wow, am vreo 7 mame așa. Când îmi schimb papucii, îmi schimb și mama, știi? Wow, mă sortez cu papucii și cu mama. Bum! Da, dragi prieteni, camera mea s-a închis deodată. Sunt și eu uimit. Oarecum, ei bine, nu mai avea memorie și s-a închis deodată și ca să-mi transfer așa videoclipurile în calculator ar dura foarte mult. Așa că vă urez o zi frumoasă, nu uitați să lăsați un follow pe Instagram, un comentariu la videoclip și cine a văzut această parte de videoclip care este foarte interesantă și cine vede cum îmi bag degetul așa... Sunt retardat. O zi frumoasă să aveți. Mâncați păstârnac și o zi frumoasă. La revedere.